stimați telespectatori, ne-am reîntors din scurta pauză de publicitate, iar fetele, bineînțeles, mi-au rămas datoare, pentru că telespectatorii și pe parcursul pauzei de publicitate ne-au tot trimis mesaje de felicitări, atât pe pagina de WhatsApp, cât și pe pagina de Facebook, și vor să afle, printre care și elevi, care vor să afle de la voi care este cheia succesului și, bineînțeles, opțiunile. Opțiunile voastre pentru liceele, din Târgu Mureș. Amelia, m-aș întoarce la tine. Eu îmi doresc tare mult să continui pe profil real, mai precis pe biochimie intensivă engleză, la Liceul Papiu. Deci la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian. Da. Chiar săptămâna trecută am avut niște invitați pe măsură, doamna director, dacă bine ne amintim, Dragoș Manoilă și Mara Oprișor, nu? Da. Foști elevi ai școlii gimnaziale Dacia. Da, într-adevăr, și ne-am bucurat nespus să aflăm că acești foști absolvenți ai școlii noastre au reușit să finalizeze 4 ani de liceu cu brio și au obținut la examenul de bacalaureat media 10. E o încununare a multor ani de muncă și suntem mândri că am pus și noi o cărămidă în temelia rezultatelor lor frumoase. Da, așa este, și m-aș întoarce din nou la Amelia. Te-aș întreba, de ce profilul real? De ce ai optat pentru real? Bine, acum am aflat și noi și telespectatorii, clar că îți place foarte mult matematica. Pentru că simt că este un profil mai echilibrat, mai ales biochimia, pentru că voi avea cursuri și de biologie, și de chimie, și de matematică, dar mă voi focusa și pe limba română, pentru că și aceea este o materie importantă, care îmi place. Deci, poate nu îmi place atât de mult ca matematica, dar am ajuns să o întrecesc și pe aceasta. Cu timpul ai ajuns să iubești și limba română. Dacă te ajută și eu tot științele naturii am terminat, doar că pe viitor m-am îndreptat spre cu totul și cu totul altceva. Dar voiau să afle elevii cheia succesului. Multă muncă. Exact, da. Și pe mine, cel puțin, m-au ajutat foarte mult și profesorii. Am simțit că înțeleg materia și au făcut-o astfel încât să fie percepută de mintea unui copil adolescent. Și au făcut-o pe înțelesul meu, cel puțin, iar asta m-a făcut să îndrăgesc învățatul, mă rog, mai mult sau mai puțin, dar mi-a ușurat munca foarte mult. Ce frumos când, și bănuiesc că și colegii profesori care ne urmăresc, ce mândri se simt în momentul în care vine un fost elev și spune cât de încântat a fost de faptul că orele de la școală au fost pe gustul lor și că efectiv simte că acei profesori și-au făcut bine treaba și ai prins din clasă și te-ai dus acasă cu lecțiile învățate. Și i-aș da cuvântul și domnișoarei noastre Ilinca, cheia succesului, Ilinca. Da, e într-adevăr adevărat că trebuie să înveți mult, însă e și important să ai un echilibru între relaxare și învățat, pentru că dacă muncești prea mult nu o să fie bine. E adevărat că trebuie să stabilești o relație de comunicare bună cu profesorul pentru a putea reuși să îndrăgești materia care o predă. Și mă bucur că profesorii școlii noastre au reușit să ne îndrume spre calea educației și să ne ajute atât de mult. Și dacă tot discutăm și de planuri de viitor, ce opțiuni? Pentru ce ai optat tu? Tot la profilul real de științele naturii intensive engleză, însă la Colegiul Unirea. Vreau să mă duc pe științele naturii din cauza că îndrăgesc chimia foarte mult. În ultimii 2 ani, în clasa 7 și între 8, am descoperit că îmi place foarte mult chimia. Te vedea în viitor un medic? De ce nu? Da, poate.
Da, ce frumos! Și, doamna director, m-aș întoarce la dumneavoastră. Cum vă simțiți în momentul în care auziți că fetele dumneavoastră sunt atât de încântate de rezultatele, de atmosfera? Mai nou mi-au atras atenția elevii că să nu mai folosesc atmosfera, ci se folosește acel cuvânt împrumutat din limba engleză, vibe. De vibe-ul pe care școala l-a oferit, de acea relație caldă pe care au cu profesorii. E cu siguranță un sentiment de mulțumire. Mulțumire care vine cumva să confirme faptul că eforturile pe care le-am depus au dat roade. Înțelegem din vorbele lor că nu ne-am străduit în zadar, că tot ceea ce ne-am propus în primul rând, și anume să ajungem la sufletul copilului, am reușit. Dacă am deschis portița asta spre inima lor, de acolo, cu siguranță, fiecare dintre noi am reușit să ne facem și plăcuți, să ne facem și materia plăcută, să o facem mai ușor de înțeles, să fie atractivă pentru ei, în așa fel încât să-și dorească în viitor să urmeze o direcție în acest sens. Nu e întâmplător, m-aș întoarce la ce a spus Ilinca, faptul că îi place foarte mult chimia, nu e întâmplătoare pasiunea asta ei, sau n-a rămas doar la stadiul de pasiune. Ilinca a obținut și un rezultat foarte frumos la Olimpiada Județeană de Chimie din acest an școlar. Prin urmare, cu siguranță va avea succes în ceea ce își propune în acest domeniu, dacă rămâne la fel de ambițioasă și de serioasă. Cu siguranță. Și dacă tot am discutat despre rezultatele frumoase pe care elevii dumneavoastră le-au obținut, știu că dumneavoastră acolo în palmares ați obținut și mai multe rezultate frumoase, atât la olimpiadele școlare, cât și la alte concursuri. Dacă vreți să ne dați, de pildă, niște exemple. Ce ne-a adus anul acesta școlar a fost, așa, într-o mică măsură, bucuria rezultatelor școlare, bucuria de a participa, de fapt, la concursuri școlare. Elevii noștri sunt foarte competitivi, într-un sens extrem de pozitiv, și atunci, momentul în care s-au redeschis concursurile școlare, pentru noi a însemnat, da, și muncă de pregătire a elevilor, dar și bucuria de a retrăi acele emoții ale competiției. Și atunci elevii s-au înscris într-o sumedenie de concursuri, de la Olimpiada Națională de Limba Română, unde am avut un reprezentant la clasa a 5-a, prin Victor Noghi, mulțumim. La clasa a 6-a, la Olimpiada Națională de Matematică, județul a fost reprezentat de Rareș Cojocnean, tot de la noi, de la școală. La Olimpiada Națională de Biologie, Tănase Adelina ne-a reprezentat cu cinste. A fost concursul interdisciplinar Ionel Todoreanu de la Iași, unde am avut tot așa o reprezentantă din clasa a 6-a, pe Sas Roberta. Concursul național de lingvistică, foarte multe competiții sportive, chimie, limbi străine, religie, de toate. Pentru că nu facem doar matematică, facem foarte multă matematică, e adevărat, și limba română, discipline care știm că sunt bază, importante, exact, pentru examenul de evaluare națională, însă elevii au posibilitatea să se exprime în toate domeniile în care simt să facă lucrul acesta și se întorc întotdeauna cu rezultate foarte frumoase. Și anul, anul a mai... ne-am mai oferit ocazia să reluăm organizarea unui concurs pentru clasele primare de data aceasta, tot matematică, matematicul, pentru elevii claselor a 3-a și a 4-a. Am avut participanți din tot județul și sper ca situația din anii școlari următori să ne permită să continuăm acest concurs și să reluăm și alte concursuri pe care noi le organizăm în școala noastră. Ilinca, tu, pe lângă acel concurs de chimie la care ai participat, la ce alte concursuri? La matematică. Am participat la olimpiadă
unde am trecut de faza locală cu brio, însă a fost mai greu la faza județeană. Dar te-ai descurcat, da. Și mi-ai pomenit, Alminter, că ți-ai dorit să urmezi acest profil real, într-adevăr, dar bilingv, nu? Înseamnă, da, că iubești și limba engleză, să nu o lăsăm mai prejos, să discutăm puțin. Nu am participat decât la canguraș la limba engleză și din acinci am început să iau ore de Cambridge pe lângă orele de la școală. Și așa am început să îndrăgesc engleza, am început și să citesc cărți și e o limbă frumoasă. Da, mai ales că toți colegii din județul Mureș, profesori de limba engleză și nu numai, și alți colegi de alte limbi care predau și alte limbi străine, fac treabă foarte bună și asta o vedem în fiecare an datorită rezultatelor emblematice pe care elevii, cât și profesorii noștri, ni le oferă. De ce ai optat pentru profil real intensiv engleză? Pentru că eu am făcut engleză încă din clasa a treia. Am făcut în particular și pot să spun că la început nu eram prea încântată, mai ales pentru că nu utilizam limba engleză zi de zi, deci nu aveam telefon sau nu aveam acces la internet și nu practicam limba engleză, dar pe parcursul anilor am început să văd din ce în ce mai multe cuvinte în engleză. Am observat și în vocabularul prietenilor mei că foloseau cuvinte în engleză și m-a interesat și pe mine. Da, uite ce frumos! Și aveți un repertoriu destul de vast. Și pentru că sunteți niște exemple pentru telespectatorii noștri și pentru elevii care ne urmăresc, pentru că simțim acest lucru datorită mesajelor frumoase de încurajare și de felicitare pe care le primim atât pe Facebook, cât și pe pagina de WhatsApp, să știți că după o altă scurtă de pauză de publicitate, pentru că din păcate trebuie să o luăm și pe aceasta, o să vreau să continuăm povestea voastră, să ne vorbiți mai mult despre voi, ce alte pasiuni mai aveți pe lângă școală, să vă descrieți puțin și, de ce nu, ce sfaturi cruciale le-ați acorda viitorilor elevi de clasa 8-a. Și, bineînțeles, și pe doamna directoră o să o provoc. Dar revenim în scurt timp.